uite, bă, de aici încolo ce-i de duș, bă. Bă, până la urmă, urmea ta plătești atâta la sfârșitul zilei, știi? O turiști măcar nu se aude atât de mic. Hai încă o dată, da? Încă poate e poliția, bă, poate mă prinde poliția cu el, bă. Mamă, ce rup bujia în Fiat-ul ăsta astăzi. Bună noaptea, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou test drive cu un Fiat. Un Fiat, o mașină de căcat. Deci, în vlogul de astăzi, boys, o să facem un 10-100 de km pe oră. Nu știu ce motor are Fiat-ul ăsta, nu știu cum să închid geamurile, numai ce-l luai acum. Deci îmi cumpărea un Fiat, boys. Scrieți și voi să-l stăpâneți și o sănătoși de unde să închid geamurile, bă. Doamne, uite așa arată la interior. Un Fiat 500, boys. Ăsta este un Fiat 500. Și acum lupt ca să ajung pe undeva pe cea, să vedem pe unde ajunge. E o ușă deschisă, oare, o să fie? Precis, e ușa ta deschisă. Acum? Bă, tot apare ceva acolo, bă, dar nu știu, mă. Las-o, bă. Deci, boys, am 16 ore de muncă pe tir și acum omorul la acest Fiat. Ia să vedem, ia scârț. Ascultați aici. Ascultați aici. Mamă, ia și cu a doua scârță să mă bată tata, bă. Bă, ușor, bă, coxule, bă. Mamă, eu dui scârși într-a doua, bă. Nu numai într-a întâia, bă. De dui scârși într-a doua, bă, băiete, bă. Hai încă o dată, da? Încă poate e poliția, bă. Poate mă prinde poliția cu el, bă. Mamă, ce rup bujia în Fiat-ul ăsta astăzi. Mamă, ce țâvnos ești, nebunule. Te alinți. Bată-mă norocul să mă bată. După ce că tu i-a dat pe voi să veniți. Da, mar ploaia să mă îndoaie vântul. Stai să vezi ce dau în Fiat-ul ăsta acum. Stai să vezi ce iasă bujia afară prin motorul în sus. Hai să vezi acum ce dau. Ăsta are Audi, hai. Vrei să faci? Nu ți faci, nu ți faci. Facem, mare, ai motor de 4000. Hai că facem. Facem dacă ești mecher. Da, mă, mam. Uite, mă, și tu Fiat, bă, băiete, ce-am ajuns, bă. Să moară toți dușmanii mei, să le arăt că conduc numai Play 21-21. Deci ăsta e un Fiat din 21-21, boys. Mă opresc într-o parcare să vi-l arăt, că trebuie să vi-l arăt, să facem o prezentare. N-a avut să-i timp, bă, man. Mi-e frică să mă răstorn cu ele în două uși. Mașina este în două uși, mașina de model Fiat asta. Ce vorbești, mă? Băi, mă, era mai bun Opelul, bă. Vă spun drept. Era mai bun Opelul. Cine credea, mă, că o să prindă un Fiat la drum de seară? Unde are o semnalizare? Hai, nu mă încadrai bine, nu mă încadrai nimic, ce ai? Nebun la cap. Uite, știu ce, ce lux, în ce lux trăiesc, bă. Uitați-vă în ce lux trăiesc să mă bată mama, na? Dă-mi-ați like, display cu alea, alea. Mamă, când dau un ea, o bruschez rău de tot, bă. Dă-le, bă, că așa toată viața, dacă ar fi să-mi aleg, eu nu aș cumpăra mașină în viața mea, să am bani să închiriez non-stop. Să am bani, să am alea. Am trapă sus cu alea, uite, cu turelă de vânt cu alea, doamne. Bă, dar stai cu picioarele în gură rău de tot, bă. Are 6 viteze, bă. Are pilot automat asta, oare, mă? Ia. 6. I-am dat 6, boys. I-am dat 6 puternic. Și iată să mă opresc să, să văd ce are. Să văd ce are. E mai slabă, n-are navigație. E mai slab ca Opelul, bă. Cine spunea că Fiat o mașină de... Scrieți voi rubrica comentarii dacă e. Bă, a fost o zi grea, rău de tot. Dacă ați văzut vlogul de ieri, am stat să dui boschetar la în parcare vreo o oră și ceva, dacă nu mai e bine. E 10 ceasul. Știi? Și fiind 10 ceasul, închipuiți-vă că începui la azi dimineață la ora 5:30, dacă ați văzut la muncă. Și 10 ceasul. Hai de cap.
Hai, deci mâncai 4 sandwich toată ziua. 4 sandwich toată ziua aia mâncai și rezum la Buzel. Ce e ce au închis M6-le? Nu spune. Nu spune că l-a închis. Nu-l închiseră. Adică închiseră M6-le să mă bată tat. Uite o Fiat-ul, bă. Nu, Fiat-ul nu. E slab, nu se compara nici cu seria 3-ul meu. Mi se pare că are tot motor de 1.2 sau acolo de 1, nu știu ce motorizare are, apar n-am. Fiat cred că este una din primele tății care conduc. Deci n-am condus măcar Fiat în viața mea, să... De un Opel la mama, E bine că are 6 trepte, are cutia asta manuală. În rest, la interior nu-mi place așa, nu-mi place că n-are... N-are și el o navigație pentru 21-21 play, e slab. Nu văd pilot automat. E aici pilot automat? Nu văd pilot automat. O ia pilot automat pe undeva și nu știu să-l activez. Asta e? Nu e. Nu e, ăsta nu-i dai muzica mai tare, îți dai alea. 4 comenzi pe volan numai. Știi? Slab. Bă, acum să n-ai tu pilot automat? Să n-ai tu pilot automat pe coajă, mă? Tă-te norocul! Cât de coajă să fiu eu să n-ai pilot automat? Hă? Deci din Warrington trebuie să mai fac măcar un 20 de minute, dacă am 30 de minute până în Preston. Nici nu mai văd wakey, bă, boys. Stai seama atâtea ore stat și bolboiat. Am dus 9 ore jumate. Eu mai am chef să mai fac vloguri cu Fiat-ul ăsta. Fiat 500. Bă, ușile ăștia sunt cu stil. Vezi? Deschizătoare, nu știu dacă, nu știu cum se vede încă înăuntru, că e 10 ceasul și ceva. Ușile astea au deschizătoare cu stil, știi? Ca și chestie. Bă, dau și așa tare merg, bă. Pe lângă eu, am 80-70 de mile, eu. Vreați kilometri pe oră? Nu, mă, nu sunt mile, bă. Deci am 120 acum, da. Da. Bă, așa, în rest, e ok. Spune că e ceva deschis, o fi vreo ușă, o fi ceva deschis. Ha? Nu văd un pec, o să mă bag să vă arăt cotârca asta, să vedem de unde închid ăla. Unde ar fi pecul? A, pecul e numai sus, acolo. La ieșirea 27 e pecul. Ba, trece 26 și după aia e pecul. Ne vedem acolo, boys, să vă arăt cum arată mașina asta. Deci, boys, cam ăsta este Fiat Uman. Are undeva la 780 de mile. Mamă, nu. Are navigație, mă înșela. Eu sper să se vadă destul de bine. Îmi place deschizătoarea asta la ușă, vezi ce tare. Da. Deschizătoarea asta la ușă, în rest, uși modeste. Mie nu prea îmi place, vreau să vă spun, dar vreau să vă scrieți voi părerea în comentarii. Are două porturi USB aici jos, aici are frâna de mână, scaunul ăștia, deci ca să-mi bărci, să mă bată tata. Ce să zic, aici reglez oglinda, burdul ăsta căcăcios aici, nu-mi place ăsta, nici ăsta nu prea îmi place, nu știu ce prea îmi place la ea. Are două suporturi de cafea aici, are priza aici jos, are 500 ăsta aici, ușa, îmi place, deci scrătoarea asta nu se-mi place. Bun. Ca să vă arăt ca și cum arată așa. Deci e un fel de matiz. Ăsta este un fel de matiz. Are motor de, cred că, 1000. Să poată să aibă de 1000 motorul. Are farurile astea cu un fel de lupă. Da? Deci e din 2021. După cum e, vedeți și voi. Farurile sunt ok. Are 1,5 m, cred că mașina. 1, 2, 3 metri. Amore, când o să vadă, o să zic că seamănă cu a mea. Purbagajul, ia. Purbagajul era deschis, da. Uite, ăsta e purbagajul. Și aici ar trebui să stea doi oameni. Mor. Nu-mi place, mă, nu-i stabilă, nu-i pentru mine, aceea nu-i. Aceea nu-i pentru mine. Chiar mă întrebam cum e să conduci una din asta. Dar acum bine că vă zui, știi? Că o ciucurile sunt pe cât? Pe 16, pe 14. Da. Bă,
până la urmă, ori mi-a dat plătești atai la sfârșitul zilei, știi? O turiști măcar nu se aude, atât de mic e. Da, cam asta e, boys. Cam asta este și cu asta de film, ce să-i facem? Îmi pare rău că nu o prinsei pe zi, ca să merg cu ea pe zi. Să vă trag niște cadre mai șmechere. Și acum, bă, aș face un drift cu ea. Vezi, aici sus are jump, știi, în partea de sus, are câteva mici dotări. Nu mari, ca să nu se rupă ceva în ea. Bă, nu luai încărcătorul. Nu spui că nu luai încărcătorul din camion. Să poate să nu-l fi luat. Tu, urăt, bă, să muncesc atât de mult. Tu vrei să iei iar scârț? Tu vrei să nu mai ai scârțul și o ții? Ia fii atent aici, scârț vulgar. Ascultă, ai scârț vulgar. Fii atent aici, ascultă. Bă, du-te, bă, de aici încolo, ce-i dă duș, bă. Du-te, bă, de aici încolo, ce-i dă duș, bă, la broască. Fii atent aici, încă unul. Scârț vulgar, fii atent. Îi dau cu a doua. A, slab cu a doua, l-o. Bă, da, l-o. Totuși, l-o. L-o scârț, bă, cu a doua. Totuși, l-o, bă. Gândiți-vă că l-o scârț, boys, nu altceva. Hai, bă, către casă, că îi strâmbai un piston în ea. Hai să comportă pe autostradă. Îi dăm cu dreapta în cazul în care mai vreți să vedeți vloguri din astea test drive. Avem un playlist pe canal. Acolo o să găsiți un Opel Corsa din 2021 și vreau să vă spun că părerea mea sinceră este că mai degrabă recomand Opelul la Corsa decât pe asta. E mică, rău de tot, mă, e mică și chidită și adunată și te tragi de ea rău de tot. La pera generația Mulgar la 120, BMW-ul meu se cam pișe pe ea, trebuie să vă spun, nu-i pentru mine aceea. Deci în cazul în care v-a plăcut acest Fiat, v-aș ruga să spune și mie ceea ce nu știu despre el. Nici măcar nu știu ce motor are. Dar apoi să vorbesc eu despre ce și cum. Nu uitați să colocați și voi un mare like. Puteți băga și mie un mare follow pe pagina de Facebook Adrian Cox, pe TikTok și pe Insta, în cazul în care vreți. Eu vă pup, boi, și vă doresc o zi minunată. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording.